Orice moarte a unei persoane care a semnat ceva simbolizat pentru istoria României nu este un lucru plăcut, ne îndurerează și în același timp, bineînțeles, ne dă și timp de a reflecta asupra activității pe care a reprezentat-o monarhia de-a lungul timpului în istoria românilor. Ce să vă zic, data de 10 mai 1866 este data la care știm că a ajuns pe pământ românesc și a devenit român, așa cum spunea și primul rege al României, Carol I. După aia, așa cum știm cu toții, au urmat ceilalți regi ai României. Noi, acum câteva zile am sărbătorit Marea Unire și deci trebuie să ne gândim cu pioșenie și la Ferdinand Întregitorul, cel care a avut un rol important în realizarea Marii Uniri. A urmat apoi Carol al II-lea, din 1930 până în 1940, și iată ultimul rege pe care România l-a avut, regele Mihai, 1940-1947. Așa cum știm, legat de personalitatea regelui Mihai, sunt păreri și păreri, idei și idei privind activitatea acestuia. Să nu uităm că a preluat conducerea țării la o vârstă destul de fragedă, iar acest lucru probabil l-a determinat să facă pe lângă lucrurile bune și anumite greșeli. A fost și o perioadă foarte grea pentru România și a trebuit să știe cum să gestioneze această perioadă. Și aici mă refer, așa cum știm cu toții, la ceea ce s-a întâmplat, pentru că este problema pe care de obicei o contestă unii dintre istorici legat de evenimentul de la 23 august 1944, când știm foarte bine, atunci România a întors armele împotriva Germaniei și s-a alăturat Rusiei. Într-adevăr, după cum s-au făcut și calcule de către istorici, războiul a fost și prin acest fapt a fost redus cu circa 300 de zile. Asta a însemnat că Armata Roșie a putut pătrunde pe teritoriul țării noastre fără a mai avea vreo greliște sau vreo reacție din partea armatei române. Spuneam că este un act pe care fiecare îl interpretează în felul său. De altfel, regele Mihai, la un moment dat, a și comentat acest moment. Dânsul, rememorând evenimentele, spunea că, de fapt, a fost un șantaj. În momentul în care nu ar fi semnat actul, erau obligați, spuneau comuniștii de atunci, să ucidă peste 1000 de studenți pe care aveau în pușcărie. Ăsta ar fi fost motivul pentru care el a acceptat acest lucru. De altfel, după aceea și-a dat seama de faptul că o alianță cu comuniștii nu era o alianță tocmai nimerită pentru noi, pentru poporul român, și s-a văzut acest lucru din plin după 30 decembrie 1947, când știm cu toții, el a fost obligat să abdice, să plece în străinătate și puterea la noi a fost luată de către comuniști. Un regim totalitar care până în decembrie 1989 n-am reușit să scăpăm de el. Bineînțeles că el va rămâne în conștiința românilor ca un monarh al țării, ca un monarh care reprezintă un simbol, așa cum am spus, al României. Am fost cunoscut în străinătate și datorită activității domniei sale. România a intrat în rândul țărilor civilizate și datorită monarhiei, încă din epoca modernă și până la, așa cum spuneam, ultimul monarh. Acum ce să zic, este un moment de tristețe, pentru că, într-adevăr, el reprezintă o părticică din istoria țării noastre. Ne dorim ca țării să-i fie bine, așa cum și-ar fi dorit și dânsul, dacă ar fi trăit în continuare, cu regimul politic care, într-adevăr, ne-ar putea ajuta să devenim o țară în elita țărilor europene.